Asculți drumul către sine la Radio Nova, Pași spre cunoaștere. Bine vă regăsesc, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Drumul către sine la Radio Nova. Misiune care creează spațiul în care invitații ne împărtășesc cum au transformat luptele interioare în împliniri ale sufletului. Sunt Adriana Ionescu și astăzi o am alături de mine pe Alina Nedelcu, coach relațional, trainer și speaker. Invitata mea de astăzi ne va împărtăși cum a pășit pe drumul cunoașterii de sine provocările prin care a trecut și, în final, darurile pe care le-a găsit odată cu misiunea sufletului. Bine ai venit în studioul nostru, Alina! Bine, v-am găsit și bine te-am găsit, Adriana! Alina, cum te-ai gândit să devii coach relațional și să ajuți oamenii să aibă relația de cuplu împlinită și fericită? Sincer, acum trei ani nici prin cap nu trecea că pot ajunge să fac asta. Până în 2018 am lucrat într-o multinațională care mi-a asigurat tot confortul financiar de care aveam nevoie, doar că lucram foarte mult. Îmi amintesc cum în ultima perioadă, în anul respectiv, de ziua mea de naștere, care a picat duminica, am ajuns la petrecere de ziua mea ultima, pentru că eu lucram. Nu aveam timp pentru familie, nu aveam timp pentru prieteni, și nici măcar pentru mine sau pentru soțul meu. Și cum era viața ta în acea perioadă? Simțeam că nu fac nimic. Simțeam că singurul lucru care pe mine atunci mă motiva erau banii, pentru că îmi permiteau să am tot ce am nevoie. Însă munca o, nu mă împlinea, nici pe mine și nici pe alții și cum te făcea să te simți acest lucru? Ce simțea omul Alina? Ce avea în sufletul ei? Mă simțeam ca un impostor. Simțeam că nu merit banii pentru că, într-un fel, simțeam că nu contribui cu nimic pentru a face lumea mai bună. Puteam spune că simțeam că trăiam degeaba. Și ce s-a întâmplat după aceea? La scurt timp am intrat într-o depresie și deși aveam viața perfectă din exterior, simțeam că nu am nimic. A urmat un an în care nu am făcut nimic, mă retrăsesem, plângeam, mâncam, plângeam, adormeam și o luam de la, de la capăt. Am ajuns să nu mai pot lucra din cauza atacurilor de panică, știam ce mi se întâmplă de fapt, nu eram conștientă de starea în care eu eram, în perioada asta i-am îndepărtat pe toți, Familie, prieteni, singurul care mi-a rămas aproape a fost soțul meu și, sincer, nici acum nu prea știu exact cum a putut să, să rămână lângă mine cu toate schimbările prin care eu treceam, cu toate stările mele, pentru că nu este ușor să vii acasă și să găsești o femeie care în continuu se plânge de ceva, fie de starea ei, fie de nemulțumiri, din absolut orice. Și abia după un an eu am înțeles că sunt în depresie. Așa asta pentru că mă plimbam prin casă, afară era frumos, aveam o viață frumoasă, aveam un soț minunat, însă am înțeles că atunci e ceva neregulă cu mine de obicei în această etapă oamenii au două căi de ales, cam așa se întâmplă. Fie și acceptă destinul inefabil și trăiesc în jurul convingerii că ceva este în neregulă cu ei și rămân acolo în această situație, sau o altă categorie de oameni să gândesc să facă ceva pentru a ieși din situația nefericită în care se află. Tu ce ai făcut? Eu mi-am dat seama că tot ce mi se întâmpla era o consecință a acțiunilor mele. Nu am stat să mă gândesc de unde a apărut, de ce a apărut, însă știam că de mine depinde ca eu să ies din acea stare. Am știut că trebuie să-mi dau demisia pentru că nu mai suportam stresul și mai ales că acela era locul care a pornit toată avalanșa asta de, de emoții. Am început apoi să caut cursuri, să caut cărți de psihologie și așa am ajuns la dezvoltare personală. Am început să citesc autori precum John Maxwell, Dal Carnegie, Zig Ziglar și în toată căutarea asta mea am început să intru în, în cursuri de, de dezvoltare personală Apoi am făcut un curs de consilier în dezvoltare personală și am început să ofer din experiența mea și altor, altor oameni. Mi-am dezvoltat abilitățile în zona asta, iar în decembrie 2019 am intrat în Maxwell Leadership Team, m-am certificat ca și coach, trainer și speaker ca să pot ajuta alți oameni prin coaching. Și așa, iată, mi-am început eu cariera de Life Coach. Ai dezvoltat o strategie prin care să ajuți oamenii să-și îmbunătățească relația de cuplu? Da. Uh, și, deși eu eram life coach, eu și soțul meu, fix în acea perioadă, ne-am trezit că relația noastră nu mai funcționează. Iar eu am fost gata să încep acțiunile de divorț, uh, numai că. Împreună am decis, prin dezvoltarea pe care eu deja o aveam, dezvoltarea mea personală, că relația noastră mai merită o șansă. Și încetul cu încetul mi-am dat seama că eu am dezvoltat o strategie prin care și astăzi ajut oamenii. Mai spune-ne un pic despre strategia ta. Nu știam că am o astfel de strategie, însă. Nici nu m-am gândit să ajut oamenii cu, cu ideea aceasta, nu, nu mă gândeam că oamenii au nevoie de ajutorul meu, însă a venit către mine o cunoștință care mi-a spus că vrea să se despartă de prietenul său. Uh, simțea că acea relație nu o ajută, nu o împlinește, însă am decis să lucrez cu ea și împărtășim cu experiențele mele, împărtășim cu ea lucrurile care pe mine m-au ajutat la după trei luni de zile și-a dat seama că de fapt omul de lângă ea era omul perfect pentru ea. El văzând schimbarea în ea, a cerut-o în căsătorie, iar acum am și un copil și împreună și sunt căsători și sunt fericiți. Minunat! Iată experiențele noastre personale, atunci când le împărtășim cu cei din jur, au un impact asupra vieților lor, ceea ce este absolut minunat. Spune-ne despre visul tău, pentru că fiecare om are un vis. Care este visul tău, Alina? Visul meu este realitatea pe care eu astăzi o trăiesc. Am ajuns să fac ceea ce iubesc, și fără să fiu condiționată de nimic și să simt că ofer cu adevărat lumii, abilitățile, darurile cu care Dumnezeu pe mine m-a creat. Toate astea erau în mine. Doar că eu a trebuit să învăț să le accesez. Visul tău a fost să ajuți oamenii. Acum simți că ajuți oamenii în uh, felul în care îți desfășoară activitatea? Da. Cu fiecare persoană care îmi spune, uite, am urmat pașii tăi, am urmat ideea ta sau ceea ce tu ai împărtășit printr-o postare, printr-un e-mail, printr-un articol, am început să am o relație bună cu soția sau cu soțul, pentru mine asta este o binecuvântare care pe mine mă împlinește. Și dacă nu ar fi fost starea de depresie prin care tu ai trecut, ai fi renunțat la job din multinațională ca să faci ceea ce iubești să faci astăzi? Sincer, Adriana, mi-a fost extrem de greu să conștientizez, să accept că e ceva neregulă cu mine. Tocmai de aceea am stat un an de zile în acea, în acea stare de depresie. Nu pot să spun cu certitudine, însă știu că gândurile pe care eu le aveam atunci când lucram, au fost multe momente în care le spuneam celor din jurul meu că vreau să renunț, însă cuvintele tatălui meu răsunau în mintea mea în care el îmi spunea, lasă Alică, uite ce loc de muncă bun ai, câștigi bine, nu faci forță, stai la birou, da, lucrezi mult, dar e bine. Și de ce te-a impactat totuși uh, atât de tare ceea ce ți-a spus uh, tatăl tău? Pentru că mi-am dorit să mă simt acceptată. Mi-am dorit să mă simt iubită de către părinții mei. Cumva, încă din copilărie, simțeam că orice fac, nu sunt suficient de bună încât ei să se mândrească cu mine. Mai ales în ceea ce privește pe mama mea. Și tocmai de aceea încercam cu disperare să fac totul perfect ca ei să fie mulțumiți. Ceea ce cu toții facem, pentru că toți vrem să fim, în primul rând, acceptați de către părinții noștri, și atunci ne pierdem de pe calea noastră, tocmai ca să îi mulțumim pe ceilalți. Și nu conștientizăm ceea ce ni se întâmplă, dar uite că, după ce conștientizăm, ajungem să mergem pe calea inimii. Spune, te rog, cum stau lucrurile acum pentru tine? Mi-a plăcut foarte mult cum a spus la un moment dat o, o doctoră psiholog. Majoritatea dintre noi ne alegem activitatea pentru a ne ajuta pe noi, nu pe alții. Ea spunea că, de exemplu, un doctor devine doctor pentru a salva oamenii pe care nu a putut să îi salveze, fiind vorba despre cineva drag, aproape de sufletul, sufletul său. Același lucru s-a întâmplat și cu mine. Mi-a plăcut de mică psihologia, m-a fascinat, însă, uite, Dumnezeu a creat uh, acest destin al meu ca eu să devin prin cursuri, prin cărți, propriul meu coach și după ce am reușit să fiu bine cu mine, a adus oameni în viața mea pe care eu să-i ajut. Nu am căutat o clipă eu să fiu cea care să meargă către oameni să-i ajute, pentru că nu știam că pot să fac asta. Nu știam în urmă cu câțiva ani, nici măcar pe mine că m-aș putea ajuta vreodată. De ce căuci relațional? Așa cum spuneam, Adriana, încă din copilărie am avut o deschidere către zona aceasta de psihologie. A fost o pasiune. Însă, iată că eu aveam în mod normal o înclinație pentru a înțelege omul din fața mea dincolo de cuvinte, la un nivel mult mai intens. Iar faptul că eu am trecut prin acea perioadă cu soțul meu și apoi a venit uh, acea persoană în viața mea care mi-a spus care are nevoie de mine, cumva eu atunci am înțeles lucrurile că capătă o poveste și capătă un sens. Iar uh, după ce l-am auzit pe Gary Chapman spunând că divorțul este a doua traumă ca intensitate. Prima este moartea partenerului. Îmi doresc ca oamenii să nu mai ajungă în astfel de, de momente. Gândindu-mă la durerea celor doi parteneri, dar mai ales la copilașilor care rămân fără tată sau fără mamă, din acel moment promisiunea mea a fost asta. Cât eu trăiesc, îmi doresc să ajut cât mai mulți oameni să nu ajungă să cunoască durerea aceasta. Care a fost cea mai mare frustrare a ta în momentul în care... Te-ai gândit să divorțezi până la momentul actual, că bănuiesc că asta a fost ceva care ți-a insuflat ție dorința de a ajuta pe alții în exact problemele pe care și tu le-ai întâmpinat. Așa este. Pe mine cel mai, cel mai tare m-a durut, cea mai mare frustrare a mea a fost faptul că nu a fost nimeni lângă mine. Deși lucram cu un coach, m-am simțit singură, m-am simțit neînțeleasă pentru că lucram cu această persoană în ideea de business, nici de cum pentru a mă ajuta pe mine personal. Și încercam tot felul de lucruri, uneori nu funcționau deloc, asta mă frustra, făceam pași atât de mici încât parcă simțeam că nu, nu ajung nicăieri. Știi, eram exact ca un hamster care este prins într-o cușcă, în acea roată în care se tot învârte, se tot învârte, dar nu ajunge nicăieri. Asta este atunci când conștientizăm că noi suntem în roata de hamster, atunci este primul pas pe care, dacă îl facem, ieșim de acolo și uh, acela este drumul uh, salvării noastre proprii. Iată că ai unit uh, pasiunea cu meseria, partea financiară a vieții într-un singur tot. Cum te face să te simți acest lucru? Sunt fericită, Adriana. Sunt împlinită și. Zilnic, parcă de abia aștept să mă trezesc pentru, pentru a face ceva, pentru a mai ajuta pe cineva. Pentru mine, o zi fericită este o zi în care cineva îmi spune că îi dau speranță, că poate să fac anumite lucruri. Sau uite, am aplicat un lucru și s-a îmbunătățit uh, relația mea, s-a îmbunătățit viața mea, s-au îmbunătățit relațiile mele cu cei din jurul meu. Pentru mine, orice succes! Oricât de uh, mic ar fi, atunci când oamenii îl au cu care eu lucrez, îl simt ca pe un succes al meu. Asta este ceea ce pe mine mă împlinește cu adevărat. Pentru că în momentul în care cineva vine și spune, uite, m-a ajutat ce tu ai spus, m-a ajutat ce am făcut cu tine, asta mi-e îmi dă puterea să continui de la asistent manager într-o multinațională, la life coach și apoi nișat la coach relațional. Ești soție și antreprenor, presupun că acest drum al împlinirii de sine nu a fost lin și că ai întâlnit provocări. Ce provocări ai întâlnit pe parcursul acestui drum? Ne împărtășești? Desigur, au fost multe. De la nu pot, îmi vine să renunț, la clienți care intrau în procesul acesta de transformare personală, pentru că este un proces, cine crede că își poate salva relația de cuplu, fără a depune efort, fără să se schimba pe sine, se înșală. Și am întâlnit oameni care au intrat în proces, nu au făcut nimic din ceea ce eu le-am sugerat și la final spuneau, știi, programul tău nu e bun, tu nu mai ajuta cu nimic. Apoi este partea asta din spate, nu aveau un business acte, firmă, a avea grijă de toată partea asta de contabilitate, de, de a te auto-organiza. Pentru că știi cum este? Ești la serviciu, ai un șef, îți spune ce să faci, ți-ai terminat programul, pleci acasă. Când tu ești propriul tău șef, lucrurile nu mai stau deloc așa. Acolo tu trebuie să fii persoana care gestionează tot și te autogestionezi. Cu toate aceste provocări, și cu toate că ai responsabilități, nu ai ezitat să mergi înainte și să faci schimbări majore în viața ta. Ce anume te-a inspirat să faci toate acestea? Nu ți-a fost teamă că nu o să te descurci? Până la urmă, toate visele sunt frumoase, dar te-ai gândit că este posibil să nu contribui cu toate resursele la bunăstarea familiei. Ce ți s-a întâmplat în uh, latura asta a, a vieții? Așa cum spuneam, au fost multe momente în care m-am gândit să renunț. Am vrut să renunț. Pentru că aveți un business. Ca să știi că este un business de succes, înseamnă să funcționeze fără tine. Eu încă sunt la început. Pentru a avea un business care să-ți asigure tot ce ai nevoie, este la început necesar să sacrifici timp. Pe profit mic. Dar știu un singur lucru. Că atâta timp cât ai un mindset corespunzător, iar cu asta atenție că nu ne naștem, este o abilitate pe care eu un am învățat să o dezvolt zilnic și încă o dezvolt. În, în cei trei ani de zile eu am făcut investiții majore în afacerea mea. Am făcut multe investiții de-a lungul timpului și unele au fost de succes. Însă, îți spun. Cu mâna pe inimă un lucru, investiția în propria persoană nu de niciodată crește. Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat în timpul acestui parcurs profesional al tău, dar nu numai profesional, ci a fost și un parcurs al dezvoltării de sine? pentru că lucrurile merg mână-mână în viață și nu putem să dezvoltăm o latură a noastră și alte laturi ale noastre să rămână mai în urmă și atunci toate sunt împletite și se dezvoltă împreună. Cum te-au ajutat toate aceste lecții pe care le-ai învățat să devii mai bună în ceea ce faci acum? Am învățat să am răbdare. Și am învățat să ascult cu adevărat oamenii. Mult mai mult. Am ascultat și iar am ascultat, și ca să fiu sigură că ascult, îmi punem tot timpul întrebarea asta. Ar mai fi ceva ce vrei să adaugi? Iar asta m-a ajutat nu doar profesional, ci și personal. Cu siguranță, toate aceste experiențe te-au schimbat ce-ai învățat despre tine în timpul acestui proces de schimbare? Am învățat că orice am se poate schimba. Să o faci singur este greu, este anevoios, însă când ai oameni în jurul tău, oameni de calitate, oameni cu care să poți vorbi despre problemele tale și să te înțeleagă, să te ajute, să-ți dai răspunsurile corecte, este mult mai simplu. Și acum, ce îți aduce ție meseria de coach? Ce daruri ai primit cu, uh, odată cu meseria de coach? Satisfacție personală, dar și profesională, pentru că mi-asigură tot ce am nevoie ca să am o viață împlinită sufletește, dar și liniște financiară. Și oamenii cu care lucrezi, ce spun? Cel mai important lucru care mie mi s-a spus a fost în urmă cu patru luni. Și încă simt așa furnicături. Uh, un bărbat din comunitatea mea de Facebook, unde eu țin training-uri cu regularitate, a spus, uite, am făcut ce mi-ai spus tu și am repetat acele lucruri, iar după trei zile în care am repetat acest exercițiu, comunicarea cu soția mea s-a schimbat. Acum ne facem complimente și ne bucurăm unul de celălalt. Spune-ne rapid, ce sfaturi ai avea pentru cei care își doresc să schimbe cariera, dar nu știu de unde se înceapă? Să-și asculte inima, înainte de orice. Nimeni, dar absolut nimeni, nu are dreptul și nu te poate sfătui cu ceea ce să faci sau să nu faci cu viața ta. Nu aștepta să intri într-o criză, pentru că atunci când ești jos de tot, te doare tare și e foarte greu să te ridici. Eu asta am pățit. Este acum, sincer, nu m-aș mai lua după nimeni. Deși tatăl meu îmi spunea ce îmi spunea, deși prietenii spuneau că îmi este bine așa, nu m-aș mai lua după nimeni. Aș face ceea ce eu am nevoie să fac. Alina, îți mulțumim pentru că ne-ai împărtășit povestea ta de viață și de împlinire. Cu mare drag, mă bucur tare mult că am putut să fiu de ajutor. Unde te pot găsi cei care ne ascultă în caz că au nevoie să își repare relația de cuplu sau au nevoie de sfaturi? Mă pot găsi pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, link din Alina Nedelcu Coach sau pe site-ul meu fericiți-împreună.ro A fost foarte interesantă discuția cu tine, Alina, și sper că cei care ne ascultă să fie inspirați în acțiunile lor și cei care se regăsesc în trăirile pe care tu le-ai avut să-și întărească încrederea că se poate. Se poate să armonizezi meseria cu împlinirea sufletească. Din păcate, ne vom lua rămas bun aici și de la tine, dar și de la ascultătorii noștri. Dragii mei, ați ascultat emisiunea Drumul către Sine. Sunt Adriana Ionescu și vreau din nou să vă las la sfârșitul emisiunii cu un îndemn către acțiune și către transformare. Schimbarea este un proces continuu și nu e niciodată prea târziu să puneți în practică ceea ce vă face fericiți. Rămâneți cu bine până data viitoare!